mai mult sau mai puțin sever în diferite boli. Și la ora actuală este un lucru cunoscut și acreditat științific că postitorii fac cancer în procent mult mai puțin decât nepostitorii. Există și o statistică făcută în muntele Athos pe stilul de viață al călugărilor adoliți. Și există și statistici făcute pe mănăstirile românești mari, care au câteva sute de vestuitoare, unde se dovedește acest lucru. În comunitățile de postitori, cancerul e o boală mult mai rară. De ce? Pentru că celula canceroasă este o celulă embrionară, care are o rată de funcție foarte mare și rapidă și anarhică. Și dacă nu primește suport energetic și plastic din mâncare, așa, și din calorii, ea nu rezistă multe zile. Există studii care spun că a doua zi după ce omul nu mai este, după ce copilul nu mai este alăptat, apar primele celule canceroase în trupul lui, care sunt înfrânte mereu, omorâte de către sistemul imun al organismului nostru. Dacă omul le stimulează din afară, prin greșelile care le face, ele la un moment dat se fixează pe un organ și în momentul acela debutează cancerul pe care destul de greu îl mai dai înapoi. Deci tot secretul este să avem un stil de viață atât de corect încât ele să nu prolifereze niciodată. Ce ne spune nouă Biblia despre somn? Păi spune așa. Sculatu-mă la miezul nopții să te laud pe tine, Doamne. Asta, din acest verset, noi înțelegem că omul s-a culcat cu mult înainte de miezul nopții. Cercetările științifice dovedesc că este perioada de somn cea mai eficientă până în ora 12. La 12 și jumătate, calitatea somnului este alta deja. Astăzi, în special începând cu secolul XIX, când au apărut fabrici, ture de noapte, trenuri, călătorii, avioane, vapoare, mai multe, și schimbul de noapte, furnale, turnătorie, etc. Foarte multă lume se culcă după miezul nopții. Când lucram la spitalul de urgență, am făcut o analiză de vreo 3.000 de bolnavi cu infarct miocardic, care aveau sub 50 de ani. Infarctul miocardic apare rar la tineri sau la tânărul adult. De obicei, este boala vârstei a treia. Ei bine, când am analizat la enamănunt acest lot de 3.000 de infarcte sub 50 de ani, când nu există ateroscleroză coronariană, nu există pleci de ateron depuse pe carotide de coronare, acești oameni aveau o singură trăsătură comună. Erau oameni care își suprimaseră somnul de noapte, din diferite motive. Tura a treia, stat la televizor, ora 12 noaptea, învățat, studenți care studiau, etc. Somnul de seară este cel mai eficient și e bine să nu-l pierdem, mai cu seamă tinerii să nu-l piardă, pentru că celula lor nervoasă o obosește înainte de vreme. Și au nevoie să studieze. Da. Bine, ce ne spune nouă Biblia despre igiena muncii? În Psalmul 103, la versetul 24, spune așa: ieșiva omul la lucrul lui până seara. Până seara, nu până a doua zi dimineață. Și nici până noaptea târziu. E important de respectat acest lucru. Ce ne spune nouă Biblia despre igiena meselor, igiena trupului? Teodor Studitum a condus o lavră de 10.000 de călugări în pustia Egiptului. Și acolo ritmul meselor era de ora 10 dimineața,
ora 6 seara. Două mese pe zi, obicei călugăresc care s-a păstrat până în ziua de astăzi, în mănăstirile bune. De ce o fi ales în ritm al meselor două mese pe zi? Păi iată recent un englez, care habar nu avea el că a existat un Teodor Stuchitu, poate nu știa nici că există ortodoxia pe pământ. Un om de știință a avut o curiozitate și a marcat niște alimente cu un trasor radioactiv. Și a urmărit alimentul, trasabilitatea lui în corpul omului. Și a publicat acest studiu la sfârșit și urmărit momentele ingestiei, ale absorpției în sânge, ale metabolizării și ale excreției rezidurilor metabolice, a spus că cel mai bine pentru ființa umană este să mănânce pe la 10 dimineața și pe la 6 seara. De ce? Ca să nu se suprapună o fază de absorpție cu una de excreție, cu una de ingestie, pentru că s-a dat totul peste cap mecanismul acesta, așa, dumnezeiesc, lăsat de la creație. Și apare solicitări maxime ale corpului omenesc, s-a dat peste cap ritmul acesta. Deci iată că după 1400 de ani, un cercetător a confirmat pe o cale carteziană, așa, pe o cale științifică, a confirmat ceea ce Teodor Stuchitu și călugării lui asceți din Gustea Iisului au primit prin descoperire sau poate printr-o observație empirică foarte atentă și lungă, așa, de lungă timpul. Da. Ei bine, ce atitudine are ortodoxia față de trupul neînsuflețit? E o problemă mai mult modernă, așa. Noi avem la București un spital mic de 35 de paturi al Fundației Sfânta Elena, unde se internează numai bolnavi în stadiu avansat sau în stadii terminale cu cancer. Ceva care este contrar etosului poporului român și este contrar și normelor ortodoxe. Tot mai mult, mai multe familii vin și ne spun să își ia trupul decedatului și să ducă la crematoriu. Personalul nostru medical este din biserică. Sunt creștini practicanți și întotdeauna încearcă să convingă familia și în 99% din cazuri au reușit ca trupul să fie îngropat și nu ars la crematoriu. Avem așa și baza biblică pentru asta. În primul rând că trupul, spune Apostolul Pavel, este templul Duhului Sfânt. Și nu trebuie să ardem templul. În al doilea rând avem exemplu vechi testamentar, în care numai mari desfrânați și idolatri erau arși. În al treilea rând, hai să ne gândim cum a evoluat credința de la Vechiul la Noul Testament. Noul Testament e viața, epoca Noului Testament este plin de moaște. Cum s-ar mai fi manifestat aceste moaște dacă trupul Sfinților ar fi fost ars? Oare mai fi avut noi pilda învierii posibile în
în Noul Testament, al lui Lazar, dacă cineva i-ar fi ars trupul după moarte, și așa mai departe. Trupurile martirilor erau întotdeauna luate și îngropate. Și Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre îngroparea în pământ a trupurilor noastre, spune el, să nu se înțeleagă că dacă un trup este ars într-un incendiu sau un război și ar pierde mântuirea, ar fi o greșeală. Dar, în vremuri de pace, noi trebuie să îngropăm trupurile rudelor noastre sau a creștinilor de lângă noi. Există un verset în Noul Testament, în scrisoarea a doua, epistola a doua către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, care exprimă foarte sintetic evoluția mântuirii sufletului omenesc corelat cu faptele lui de pe pământ și cu stilul lui de viață. Vă recomand să citiți această epistolă și să depistați aceste versete. Versetele acestea spun că faptele omului merg înaintea lui la judecată, iar altele vin după el. Poate nu v-ați aplicat mai mult asupra acestor versete, nici literatura teologică nu abundă de interpretări ale acestui verset, dar am avut șansa să particip la un simpozion teologic unde s-a discutat foarte mult de aceste două versete. Foarte mult chiar. Ce vor să spună aceste două versete? Că dacă iau un exemplu cu parlamentarii, exemple cu parlamentarii se pune la toate. Fiți atenți, dacă un parlamentar își pune o bilă albă pe legiferarea prostituției, pe legiferarea avortului, pe legiferarea căsătoriilor persoanelor de același sex, el comite un păcat. Indiferent că este el credincios sau nu este credincios, tot comite un păcat. El moare la o vârstă oricât înaintată ar fi el. Dar tot timpul cât aceste legi sunt în funcție, păcatele săvârșite în baza legiferării acestor păcate merg în urma lui. Asta spune epistola către Timotei. La fel este și cu faptele bune. Dacă dumneavoastră ați făcut această biserică minunată, și v-ați dus la Domnul la un moment dat, toate liturghiile săvârșite aici, toate convertirile, toate fapte bune, milostenile care se fac în această biserică, ocazionate de ea, vin în urma dumneavoastră, pe talgerul ăla cu fapte bune, în timp, până toate până la a doua venire, când atunci va fi o sancțiune hotărătoare. E bine, mai este un capitol important, relația dintre oameni și relația omului cu Dumnezeu. Există în literatura germană, medicală, a apărut un om providențial, care a descris ca una din cauzele cancerului și ale altor boli, așa numitul conflict de separare nerezolvat. El a dovedit științific că acest conflict de separare nerezolvat poate cauza suferințe. Ei bine, descoperirea lui este departe de conceptul ortodox al medicinii.
conceptul creștin al medicinii, medicina creștină. Pentru că omul în viața lui este supus riscului multor conflicte de separare. Separarea de soț, separarea de soție, separarea de părinți, separarea de soți, separarea de copii, separarea de biserica dumneavoastră, separarea de job, separarea de patria natală, separarea de colegii de serviciu și așa mai departe. Toate aceste separări, unele mai grave, altele mai puțin grave, pot stresa ființa umană și pot lăsa urme. Sigur că dintre toate, cea mai gravă este separarea de Dumnezeu. Este o expresie filozofică veche, așa, și adaptată de creștini foarte frumos, care imaginează un cerc și punctul din centru este Dumnezeu. Și pe rase sunt oameni. Cu cât oamenii se apropie mai mult de Dumnezeu, spre centrul cercului, cu atât se apropie mai mult de oamenii de pe rasele care converg spre centru. Cu cât noi suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât suntem mai aproape de semenii noștri. Ei bine, ce spune acest doctor german, care a descoperit teoria conflictului de separare? E o carte, ca moto. Deci doctorul nu era ortodox, dar a gândit ortodox. El spune așa, până nu îi ierți pe toți care ți-au greșit, vindecarea nu începe. Iată un concept clar al medicinei creștine. Până nu îi ierți pe toți care ți-au greșit, vindecarea nu începe. Și Sfinții Părinți spun că iertarea semenului este singurul loc din viața unui creștin unde el se poate asemăna cu Dumnezeu. Nu putem să spunem dacă este ușor sau este greu să-ți ierți semenii. Probabil că este ușor. Uneori, din cauza limitelor firii noastre, poate fi și greu. Dar trebuie căutat această putere în noi înșine, pentru că ea există. Noi spunem așa, pe baza învățăturii Sfinților Părinți. În Eden, sufletul nu a ascultat de Dumnezeu. Urmarea acestei greșeli imense săvârșită în Eden este că trupul, după cădere, nu mai vrea să asculte de suflet. Aceasta este, de fapt, exprimată cu alte cuvinte, mecanismul îmbolnăvirii oamenilor. În Eden, omul a devenit îmbolnăvibil, a căpătat predispoziția spre boală și în viața fiecărui om, el devine bolnav în funcție de greșelile personale care le face și le strălui de viață. Tot atunci spun Sfinții Părinți că în momentul când Adam a gustat, mintea lui a ieșit din inimă. Efortul civilizației ulterioare de a se mântui este, de fapt, efortul de a readuce mintea în inimă. Și acest lucru nu se poate face decât prin mijlocirea Mântuitorului, care a coborât din înălțimea dumnezeiască
la nivelul nostru trupesc și El poate să ne ajute să readucem mintea în inimă și ca trupul să asculte din nou de suflet. Acesta este și mecanismul vindecării omului explicat de Sfinții Părinți. În momentul când omul îl urmează pe Hristos, îi urmează firea lui omenească atât de mult încât ea devine tangentă cu firea lui dumnezeiască și în clipa aia se obține vindecarea. Deci tot efortul nostru și toată puterea noastră trebuie să o dirijăm spre a-i urma Mântuitorului pentru ca să fim atinși de firea lui dumnezeiască vindecătoare. Conceptul de medicină creștină, practicat de medicul creștin, are ceva aparte. Ar trebui să aibă. Când doctorul atinge trupul bolnavului, el trebuie să fie conștient că atinge un templu. Așa spune în Biblie. Când stă de vorbă cu bolnavul, el stă de vorbă cu sufletul lui, adică cu partea veșnică din el, adică cu veșnicia. Dacă medicul ar avea în conștiință numai aceste două lucruri, că bolnavul din fața lui este un templu și că sufletul lui este veșnic, actul medical ar dobândi acea sacralitate de care are nevoie ca omul să se vindece. Din păcate, acest lucru în facultățile de medicină nu se studiază niciodată. Când Adam a gustat, Dumnezeu i-a pus o întrebare. Adame, unde ești? Și el spune, m-am ascuns căci mă tem. Acesta este primul simptom, prima suferință exprimată în versetele Bibliei. Și de atunci este simptomul cel mai frecvent care însoțește lumea, oamenii, până zilele noastre. Este simptomul care n-a dispărut. Indiferent că omul are o boală somatică sau o boală psihică, frica îl urmărește. Și dacă este perfect sănătos, frica tot îl urmărește. Pentru că trăiește momente de frică în viața lui. Asta se întâmplă până la Apocalipsă, în capitolul 21, unde avem un verset care spune că nici plângere, nici strigă, nici lacrimi nu vor mai fi. Pentru că atunci începe veșnicia. Ei bine, care a fost prima tendință a omului în Eden după ce a căzut? Femeia a dat vina pe șarpe pe care l-a făcut Dumnezeu. Iar Adam i-a spus lui Dumnezeu, femeia pe care tu mi-ai dat-o m-a îndemnat să gust. Tendința de a da vina pe altcineva a rămas și atât de atunci de la cădere. Și noi trebuie să învățăm să ne ferim de asta. Și una din primele reguli ale conceptului de medicină creștină este să se cheamă asumarea suferinței. Să nu dai vina pe altul. Mulți dintre creștini dau vina pe diavol.
Da. Sfinții din pustie spun că uneori omul știe mai multe și electricuri decât diavolul. Diavolul învață de la el. Ei bine, auziți astăzi cuvântul stres foarte frecvent. Ce este acest stres? El este definit ca incapacitatea omului de a se adapta unui eveniment dur care vine asupra lui. S-au scris multe, multe cerneală acolo, s-au scris mii de pagini despre teoria stresului. Cât rău ne poate face nouă stresul și cum să scăpăm de el. E un teolog care a spus așa, sfinții și nesimțiții nu se stresează. Și el zicea, alegeți care vreți. Da. Sigur, prin nesimțire noi înțelegem o oarecare atitudine superioară, în sensul că se leagă cu altă vorbă unui sfânt. Tot ce îi se întâmplă unui om botezat în numele Sfintei Trăimii, absolut tot ce se întâmplă din zori și până noapte, este numai spre înțelepciunea și mântuirea mea. Acest adevăr este greu de acceptat așa de noi, oamenii obișnuiți. Dar trebuie să-l repetăm și să medităm mult la el. În Corinteni, capitolul 11, se vorbește despre cei care iau împărtășania cu nevrednicie. Dar acolo, spre sfârșitul capitolului, este un verset interesant, care arată cât de optimistă este religia ortodoxă și ce șanse mari de mântuire are sufletul în veșnicie. Unii vor fi pedepsiți, unii vor și muri, luând împărtășania cu nevrednicie, dar Apostolul Pavel spune aceasta pentru ca sufletul să nu fie osândit cu lumea. Deci chiar și în aceste situații, aceasta este o pedeapsă temporară, nu o osândă veșnică. Pentru faptul că ai pătruns în această corabie divino-umană, eclezia, ai șanse maxime să te mântuiești. Așa trebuie înțeles acest lucru. E bine, în Ortodoxie, mai există o categorie de oameni care au stilul lor de viață specific și pe care nu l-au alte religii. Este starea de monah. În această, aici, la standul de cărți care am adus, există o carte numită Ortodoxia ca stil de viață. E scrisă de un colectiv de-al nostru, împreună cu un ieromonah, un psihiatru. E un capitol care descrie stilul de viață specific monahismului. Și înălțimea la care este chemat un monah ca să anticipeze în fiecare clipă viața veșnică și să se poarte ca atare. Ar fi viața monahului dacă respectă toate cele ale jurămintelor lui, voturilor care le-a depus, realmente o anticipare a vieții veșnice și mai sus decât o viață obișnuită a oamenilor. Cine poate să o ducă. În Ortodoxie au fost epoci în Ortodoxie, când puterea lumească
multe regine, multe împărătese s-au smerit atât de mult în fața bisericii, încât și-au încheiat viața lor, sau când au rămas văduve, sau au devenit monahii și unele dintre ele foarte bune. Nu mai să vă amintiți de viața ducesei Elisabeta a Moscovei, cum a trăit și cum și-a sfârșit viața ca mucenică și ca o mare, mare sfântă. Sigur că nu toți oamenii pot fi mari. Evdokimov spune că monahismul și căsătoria sunt doi versanți ai muntelui Tabor. Pe oricare urci, poți să ajungi la împărăție. Și mai spune un lucru frumos, Evdokimov, există două căi de a grăbi sfârșitul lui. Una este calea diabolică a avortului și a practicilor sexuale care nu procreează, și alta este calea îngerească a monahismului. Vă doresc o duminică binecuvântată și dacă Părintele permite sau așa este organizarea să puneți oarecare întrebări, vă stau la dispoziție. Domnule doctor, le vă mulțumim din suflet pentru adâncele cuvinte pe care le-ați exprimat în adâncul ființei dumneavoastră. Credeți că de ce s-au selectat sunt cuvinte care te cer greu. Că să ai un anumit nivel ca să asculți cu asemenea prelegere. Noi mulțumim lui Dumnezeu că avem între noi astfel de oameni care pot lumina cu viața lor, nu numai cu cuvântul, ci cu viața lor, pe cei din jur. Mi-a rămas la suflet expresia pentru care vă mulțumesc. Când vine un pacient, aveți în față templul Duhului Sfânt în templu și aveți în față sufletul lui veșnicia. Ce bine se potrivesc nouă preoților aceste cuvinte. Deopotrivă, ca și dumneavoastră medicilor, să primești creștinul în fața ta ca pe templul Duhului Sfânt și veșnicia. Să vorbești cu el cu frică, cu cutremur, că ești în fața veșniciei. Să vă dea Dumnezeu ani mulți cu sănătate, putere, pentru că acum sunteți ca un pom plin de frunze și de roadă și tot ce spuneți prinde rădăcină în sufletul celor care vă ascultă și noi vă ascultăm de multă vreme și vom lua și cărțile dumneavoastră, pentru că aceste cuvinte nu se ascultă misterioși așa ca și o muzică ce trece repede. Trebuie să ai timp să te așezi așa cum v-ați așezat dumneavoastră. Eu vă cunosc și știam că o să rămâneți aici, pentru că sunteți oameni cu anumite profunzime. Sigur că toți suntem profunzi, dar în felul nostru, ne mai atent și alții mai la suprafață. De aceea, domnule doctor, primiți mulțumirile noastre din toată inima, aprecierile noastre și dragostea prin acest buchet de flori. Mulțumesc. În această imagine a Sfântului Dimitrie, aici sunteți în Muzeea de Arte.